Salut, prieteni, și suntem la muncă astăzi, se pare, cam așa, suntem încă în pauză. Și astăzi o să mai stăm pe la muncă, bineînțeles, nu o să facem nimic ieșit din comun. O mai bucur încă de pauză, o mai lenevesc o leac, încă mai am 20 de minute de leneveală. Și după aia mă întorc la muncă să mai pregătesc câteva mașinuțe, să le mai spălăm. Care mai sunt murdare? Am văzut una foarte, foarte murdară acolo, un Amarok. Nu știu dacă se poate vedea. Cred că îl vedeți. Sperăm să nu vină azi, că arată foarte, foarte murdară, nu știu de ce. Și știu că am mai spălat o mașină aia ceva timp în urmă. Bun, revenim să vedem ce mașini mai spălăm astăzi, să le vedeți și voi. Și să-mi spuneți ce părere aveți despre ele. Hai să vedem și ne revedem acum și ca. Trebuie să vă arăt o mașină, este aici o mașină destul de simpatică, este un BMW seria 6 negru, arată bestial. Hai să vină puțin pe exterior și pe aia posibil să-l spăl mai târziu și o să vă arăt și cum arată pe interior. Puțin despre acel concurs care am zis că îl facem la 5.000 de abonați, dar cred că o să grăbesc mai repede lucrurile și o să le facem la 4.800 sau 4.900 de abonați, dar vreau să facem un fel următor. O să facem un video special care o să vă las un link în descriere. Voi trebuie să vă, practic, să vă abonați la acel link, că o să las, să poți să pui adresă de e-mail, să leși, nu știu, ceva de contact, eventual, nu neapărat contact, dar
ca să avem, să vedem persoanele care participă și trebuie să fie un text care spuneți că, na, vreți să participați. Așa mi s-a părut mie ok să facem acest concurs. Nu știu exact, o să vedem, o să mă gândesc, nu știu câte persoane o să adunăm și după aia vedem exact dacă facem acel, o să extragem acel câștigător. Dacă avem minim 100 de participanți, o să facem, pentru ca să fie 4 premii, 4 camere, deci o să fie o imitație, o clonă de GoPro, ceva de cameră de acțiune, o cameră foto de la Sony, dacă nu mă înșel, și mai avem un fel, o cameră de acțiune mai slăbuță și mai avem un aparat gen un DSLR, dacă nu mă înșel. Da. La Fujitsu Film, eu le-am prezentat în trecut, dar când refacem din nou concursul ăsta, practic să refacem, să vă prezint din nou camerele, să vedeți că încă sunt acolo și aștept să adunăm suma asta de abonați pentru a face acest concurs, pentru că mi se pare interesant și așa o să vă mai dau și vouă ceva. Dar bineînțeles, trebuie să vă văd și activ pe canal, că dacă voi nu prea stați activ, intrați doar pentru când apare acest concurs, nu este ok, părerea mea. Bun, hai să mai vedem ceva imagini din trafic și pe aia cred că mergem acasă și vă mai arăt camerele ca să le vedeți, că sunt încă acolo, nu le-am vândut, dacă asta vă gândeați, și cam atât. Pare că am și noi acasă aproape, mai avem foarte, foarte puțin, suntem pe drumuleți. Băi, cam asta a fost pe ziua de azi mare parte, dar vreau să mai mergem în niște locuri în următoarele zile. Nu știu exact când, dar am văzut niște mașini destul de drăguțe, abandonate, în parcări la supermarketuri, parcări subterane. Și o să mergem chiar, nu știu, să vedem weekendul ăsta cum stăm cu timpul și o să mergem să le vedem. Și vă mai prezint ce mașini interesante mai văd și eu zi cu zi. Până acum nimic special, am în fața Celica și toată lumea știe Celica, n-are rost să mai prezint din nou. Și cam atât, mergem sus, vă arăt camerele să vedeți că sunt încă acolo și așteptăm să facem acel concurs. Dar bine, trebuie să adunăm cei cât mai avem. Avem 4300, ne mai trebuie încă 500 de abonați și pe aia putem da acele premii. Bun, se pare că am ajuns și noi acasă și mergem sus să vedem acele camere, prieteni. Hai că am ajuns sus, hai să vă arăt și acele 4 camere care vi le-am promis. Le facem un mic review, să zicem așa. Cam așa de curziu de azi, ați văzut acele 4 camere, camere de acțiune, 2 camere de acțiune și o cameră pentru foto, are și video, dar nu filmează Full HD sau HD, filmează rezoluție mult mai mică, dar pentru poze este ideal, deci cel puțin eu foloseam să fac poze la mașinile care le vindeam sau la obiectele care le vindeam. Cealaltă este bună și pentru video și pentru audio, mi se pare că la acel Fujitsu Film se poate pune și un microfon, deci cred că s-ar putea folosi bine, mersi, pentru face vlog. Bineînțeles, eu n-am folosit-o foarte mult, am folosit-o să fac niște efecte cu ea și mi-a plăcut, dar n-am mai folosit-o foarte mult pentru că pe telefon mi se pare puțin mai comod. Posibil, de fapt este foarte sigur că foarte curând o să cumpărăm un GoPro, nu știu care, 4 sau 5, un Hero 4 sau Hero 5. Vedem în funcție de bugetul care îl adunăm. Dar eu sper un Hero 5 Black ar fi destul de ok. Dar vedem. Vedem și cum reușim să facem rost de accesorii, că o să ne trebuiască, poate facem și un bike vlog. Am mai multe proiecte care aș vrea să le facem pe canal, dar na, trebuie puțină răbdare și o să vedem. Bun, prieteni, noi ne vedem curând. Stați activ pe canal și o să vedeți noi clipuri, noi vloguri.
mașini abandonate și lucruri ciudate din oraș care o să le găsim, să le facem, gropi din oraș. O să mă gândesc la mai multe subiecte să le abordăm. Dar lăsați și voi în secțiunea de comentarii ce anume vă interesează să vizităm, nu știu, păduri, munți, dealuri, lacuri. Sunt tot felul de locuri care le putem găsi. Dar doar să am o temă precisă. Dacă ai o temă precisă, poți să găsești destule lucruri destul de simpatice. Bun, cam atât. Noi ne vedem în următorul vlog. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și toate cele bune. Pa, pa!